Salutare și bine v-am regăsit la un nou clip cu reacționează la ceva Ei da, bine dragilor, am același tricou ca și ieri pentru că e ce zi pentru mine că clipul de azi e făcut tot ieri Gen, cumva știți ce zic, pentru că știți foarte bine cum v-am spus și ieri Dacă nu ați văzut clipul de ieri, vă spun și astăzi, nu e nicio problemă Voi fi plecat în 5 zile la Oradea și atunci a... Nu voi mai avea la fel de mult timp să să postez sau să fac live-uri. Vom avea câteva live-uri în perioada asta până pe data de 11 Voi fi la ora de la cel mai mare eveniment de e-sports, de gaming din România și uh, ca să poți să umplu golul să nu aveți la ce să vă uitați sau poate vreți să, mă uit să vă uitați la mine și nu la altceva, uh, am zis să vă postez niște clipuri, niște reacturi la ceva și să ne distrăm împreună. Vor fi și niște live-uri de pe telefon de acolo de la eveniment, însă nu știu să vă spun ora, nu știu să vă zic exact când le vom face, dar. Tocmai de-aia facem niște clipuri Ca să avem la ce ne uita Bine, clipurile vor fi scurte Dar ai fraților, în perioada asta Până pe data, până pe data de 11 Cam uh, atât putem să oferim Știi ce zic? După care revenim cu programul De la ora 22 în fiecare seară Cu League of Legends și alte jocuri Și vom avea multe, 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 multe multe uh, Mini evenimente pe canalul nostru De care să vă bucurați voi toți cei de pe canal Pentru că vom avea și giveaway-uri de la Kiris Vom avea și giveaway-uri cu Paysafe Vom avea și turneul membrilor în uh, perioada... Uh, lunii acestea, adică în iulie, plus multe alte chestii pe care le pregătesc pentru voi, așa că vă aștept să fiți atenți cu ochii pe canal ca să putem să ne bucurăm împreună de toate nebunile astea. Până atunci eu zic să nu mai pierdem timpul, haideți să-i dăm start la clipul de astăzi. Așa cum arată și titlul, Ada da, și pentru cei care nu știu, Momentan pe clipurile acestea nu vom avea muzică pentru că încerc să scap un pic de copyright și să scap de shadow banul pe care știți cu toții că l-avem. Dacă vreți să mă susține și să înțelegeți chestia asta bine, dacă nu îmi pare rău puteți să vă uitați la altceva. Nu sunt răutăcios, dar nu am ce să fac fraților, încerc să țin la canalul meu și încerc să, să fac chestia asta ca să scap de, de, nebunia asta. Bun, haideți să ne uităm. Bă, Irelia e un campion pe care sincer să fiu cu voi, mi-aș dori din suflet să-l știu, dar când zic să-l știu, să-l știu bine, pentru că așa să joci Irelia, m -m -m, e, e, e ok, dar să știi să-l joci cu adevărat, e, mi se pare un campion de, de masterizat și un campion care are potențial de carry. Și uite, bă, ca drept dovadă în mini play urile astea pe care le-am văzut până acum, ceea ce pot observa la, la acest băiat, Irelia King, e faptul că cumva... Are răbdare, adică își cunoaște și damage cunoaște campionul și are răbdare. Nu se grăbește cu, cu skill trebuie să, trebuie să ai uh, skillurile date pe perfect timing ca să poți să, să faci o treabă corectă. Uh, la scor, până acum văd 7-2, nu m-am uitat până acum la, la scorul să văd, bănuiesc că joacă oricum într-o divizie destul de mare. Uh, aici cred că era în Diamond sau nu înțeleg de ce e căpățâna posibil căpățâna să fie logo-ul lui. Hai să ne uităm la play -uri. Bun stanul aici o, prinde și pe, îl prinde și pe Lisin din spate. 1 versus 3 a rămas acum. Pun uh, fleșul aici, adică n-a stat pe gânduri uh, și a dat seama care potențial să, să, facă cel puțin un extra kill acolo și o bate pe Leona și vine și Nautilus. Bine, Nautilus ăla a batătat. Mai bine, mai bine. Dar bine pe skill, bine pe stun. E de dive. Frumos, frumos bun timing și de W acolo ca să nu poate să de asta, nu doar l-am pins. <coughs> Interesant. Uite care e și scorul la nasoale, 1 cu 4. Bun stanul, bun ultima ta, 3 -4, cu 4, îmi cer scuze. Am avut un pic de lag, de fapt dar are 3 cu 4, nu are 1 cu 4. Ce se întâmplă aici? 8-6 scorul, ajungem mai târziu la, la luptă. Flash, ultă, stan, moai de mine ce frumos, ce bine a dat aici combo-ul. cât de frumos a jucat -o aici. Impecabil, impecabil. Mă pierdeam un butoane. A apăsat pe R, pe e pe flash, pe toată o dată. Scapă din situația asta. Ari cred că mai are încă un stack. Și cred că, da, mai aveam încă un stack și am vrut să zic că așteaptă să-i vină cooldown-ul la skill-uri. Dom'le, cât, 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 de repede și-a dat tot combo-ul. I-a dat R, E, Q, Q și-a murit. Da instant. Și n-a ratat nimic acolo. Nici ultimată, nici uh, eu. -ul. Și le-a dat pe ambele în același timp, de-aia zic că cumva trebuie să ai răbdare și trebuie să fii bun pe, pe skill-shot-uri. Mă refer la E-ul ăla că e destul de important. e și R-ul sunt mai importante decât Q-ul cumva. Adică Q-ul dacă îl dai dar nu ai stack pe, pe inamic, mh. poate că nu poți să faci întotdeauna atât de multă treabă. Ciudat aici că a rămas în situația asta, probabil că știa ca și pe lui Gwen sau nu știu de ce, de ce ar fi rămas acolo. Aici nu mai are nici mana, mai are nevoie de 2 mana și a venit până la urmă. Nu spune că o bate și pe Leona. Bine, destul de, de fapt. E mă, bobiță. Ce le mă Gwen? Gwen e 10, ele 12, Leona e 7. Era clar că la levelul la, la diferența aia de level ar fi rămas o bată și, și pe Leona. 4-1 scor aici, și cumva e level mai mic decât Corky. Și uite, uite cât de frumos e de combo. Impecabil, impecabil jucat. Îmi place ce văd, îmi place ce văd. Aici își ratează eul. Dacă ar fi prins eu acolo bă, lui Sindra, cred că ar fi putut să, să o bată lejer. Are două stack-uri și pe, pe Sindra. Și reușește să o bată și pe Sindra. 2 vs 1. Da, zic, e un campion pe care aș vrea să Mi-ar fi plăcut să-l masterizez, mi-ar fi plăcut să-l să știu. Adică să știu să-l joc, doamne, 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 cum a fost faza asta, bobiță. Deci imaginați-vă doar un lucru, imaginați-vă că trebuie să gândiți chestia asta și că o gândiți. Asta înseamnă să știi campionul. El a știut că poate să-i dea bătăiță lui uh, Afeliusul ăla, care cumva are 3-3-3, are și Gale Force, nu stă rău nici pe farm și uite de unde a plecat tot play-ul. Din Bosnia. Din Bosnia, 3 Q-uri pe minion, R, E pe Afelios și aproape că a murit și el. Dacă era unul care nu era la fel de bun când vine vorba de skill și din nou dive topea de și pe el bate cu ultimata frumos aici. Disrespect a fost asta. Frumos, îmi place cum, cum o joacă și cum o gândește. Ca și clipul trecut, nu neapărat, nu e, Irelia nu e un campion care să te facă să sari în sus când vezi damage-ul ci cumva e, e plăcut de urmărit pentru că e un campion de, de, de mecanică. Uite, Stan, uite, Stan, poftim, Stan. Ar fi putut altul aici să se ducă după treș. Dacă era altul s ar fi dus după trash, În schimb, stanul lui pe Graves și pe Aphelios a fost mai mult decât, decât wow. Ciudat aici, level 4 și e pe bottom cu dive și cred că face double, da? Bun, bun de tot romul. Unul versus unul cu Renekton, Renekton cu două levele peste el, avea 4 cu 6 aici, deci nu are întotdeauna scoruri pozitive, vine și Karma, scapă din stanul lui Karma și o bate pe Karma, ce nume avea băiatul ăla pe Karma? Nu știu ce YouTube. Vă las pe voi să-mi spuneți primele litere din nume. Frumos oricum cum a scăpat din situația aia. Cred că s-a dus Renekton aici, da? Joacă bine, mă, pe combo. Îmi place că e calculat, îmi place că e calculat. Băiatul se vede clar că, că, știe campionul. Poftim, stanul ăla impecabil. Eu mă pierd în stanul ăla. De fapt și de drept, cred că ăla e cel mai greu la Erelia. Hai că ultimata au prins, că are, are, bă, au e destul de mare. Dar stanul ăla e o dungă, zici că e... Era zic eu ce, și e greu, greu să-l prinzi, adică cumva trebuie să știi și range trebuie să știi până unde poți, că dacă te duci prea în față și le-ai lăsat prea în spate, s-ar putea să nu mai uh, ai range să ajungă până acolo. Uite-te și tu ce le face, din minion în minion. Frumos jucat. Îmi place, Irelia King îmi place, are 3 de da merge mai departe și joacă și în Corea, China China undeva pe acolo, deci cumva are, are adversari destul de, de puternici. Bine, în ultima perioadă, sincer să fiu, cred că s-au veștejit și pe acolo lucrurile. Uuu, cât de... Bă, așa funcționează ultimata lui Irelia, adică dacă o dai dintr-un punct, că el a dat-o de aici. Dar nu s-a castat, teoretic. Și dacă își dă flash, pleacă ultimata odată cu el. Nu știam asta. Asta chiar nu știam. Uite că învățăm și chestii noi. Bine, dacă nu joc campionul... Dar nu știam că animația așa funcționează. Adică, gen, dacă îți dai, dacă îți dai flash un fel de lisin cu piciorul, știi? Că lisin face animația de la piciorul și dacă dai flash în spatele lui, îl arunci în direcția opusă. Ai uite aici și-a răstat Stanul. Dar până la urmă îl bate cu, cu Ignite pe Ione. Și cred că îl bate și pe ăsta, că până l-au bătut minionii, de fapt, pe lisin. I-a dat, i dat destul de mult de merge acolo bă, minionii lui lisin. Bun stanul. Joacă, mă, știe, știe, știe. Ce -a lui e pus deoparte. real, te-ai dus frate și de chiar, nu prea ai multe opțiuni când sară pe tine Pirelia și bă, campion precum Talia, e greu. Am observat o chestie, în, în, în Corea, nu știu dacă ați observat și voi, bine, Faker o face cel mai hardcore, bă, apasă pe F-uri și schimbă, gen, pe toți campionii colegi să vadă exact ce fac, cum fac ce se întâmplă acolo. Băi, și eu mai fac, dar mi se pare că câteodată îmi pierd concentrarea a ceea ce trebuie să fac eu făcând chestia aia, știi ce zic? Adică eu fac hardcore, când zic hardcore la modul la secundă, știi ce zic? Cum ar zice un poet contemporan de la noi. Băi, oricum, v-am zis, îmi place, că, îmi place că cumva joacă, se vede că joacă foarte calm, se vede că știe campionul foarte bine și că e, OTP de, de campion. Interesant, aici a activat instant uh, Red Trinketul ca să vadă exact unde este Chiana și nu i-a dat nicio șansă. Și acum Riven, care are două levele sub el, aici frumos l-a lăsat pe, Zis să zic, pe, pe la cu Diana să ia Damage-ul la turn și să poată el să, să intre să dea DPS-ul. Bă, frumos, mi-a plăcut. Irelia King, încă o dată 3 de da, mergem mai departe. Eu... Uh, Aici o să termin și clipul, sper că v-a plăcut reactul. Nu uitați că în perioada asta de pe data de uh, 5 până pe data de 11 iulie voi fi plecat la Oradea așa că vom avea live-uri mai puține, dar uh, vom face totuși niște live-uri de pe telefon uh, cât voi fi acolo, pentru că v-am zis. Mă întâlnesc și cu stafful uh, și eu o să fac câteva live-uri probabil cu, cu ei de acolo, pentru că sunt băieții din comunitatea de la mine și probabil că o să ne distrăm împreună și o să facem și un live Din cu ceilalți care n-au putut să ajungă. Plus de la eveniment în sine, să vedeți și voi cei pe acolo pentru cei care nu reușit să ajungeți la eveniment și vom avea și clipurile, sper eu, în fiecare zi. Vom vedea. Bun. Vă mulțumesc mult de tot din suflet. Eu am fost Cheta. Nu uitați să suflet de Galan. Ne vedem începând de pe data de 11 în fiecare seară de la ora 22 cu live-urile. PAPA!